Convins că el este puternicul rege maimuță, o maimuță tânără pornește într-o aventură legendară pentru a găsi adevăratul toiag auriu și a-și dovedea adevărata identitate tuturor. Astăzi voi povesti pe scurtă acțiunea film din 2018, Maimuța Magică. Sun Wu-Yuan este o tânără maimuță care visează să devină marele rege maimuță. Pentru a reuși, el trebuie să-și stăpânească kung-fu-ul și aș dura să-și protejeze stăpânul. Când călugărul Tang este păcălit de o vrăjitoare, Sun apare imediat pentru a-l salva și reușește să învingă creatura cu toiacul său de aur. Cu toate acestea, stăpânul său este convins că această frumoasă tânără nu era o vrăjitoare și se enervează groaznic pe ucenicul său. Tang decide să-l alunge din templul său, iar tânăra maimuță trebuie să se mute într-un regat îndepărtat. Plimbându-se pe străzile orașului în care locuiește în prezent, el o întâlnește pe Kiki, cea mai bună prietena sa, și povestește despre ceea ce a visat în noaptea respectivă. Cu toate acestea, fata îl ignoră și își invită prietenul să meargă la o petrecere fastoasă unde vor fi toți locuitorii regatului. În fiecare an are loc un concurs de dans, în care câștigătorul primește titlul de rege sau regina dansului. Cu toate acestea, înainte de începerea concursului, gazda petrecerii invită un taur pe scenă deoarece acesta a fost ultimul câștigător al concursului. Văzând prezentarea animalului, Sun începe să râde, iar taurul cedează în fața provocărilor sale. Toată lumea din oraș știe că maimuțoiul visează să devină marele rege maimuță, dar el nu este decât un impostor, așa că taurul profită de acest lucru pentru a-l umili. Maimuța poartă mereu un toiac de aur oriunde merge și susține că toiacul său este real. Potrivit legendei, doar regele ales este capabil să folosească puterile sceptrului, iar taurul încearcă să-l țină în mână pentru a demonstra că obiectul este fals. Cu toate acestea, toiagul nu se mișcă. Văzând acest lucru, Sun este fericit și devine și mai convins că arma sa magică este reală. Cu toate acestea, el trebuie curând să se confrunte cu realitatea atunci când dansatorul arată că el de fapt făcea pe prostul și reușește să rupă bâta de lemn cu ușurință. După ce este umilit în fața tuturor, tânăra maimuță este consolată de prietena sa și decide să meargă la restaurantul său preferat pentru a-și uita necazurile. Brus se apropie o creatură misterioasă și pretinde că tocmai a lansat o agenție de turism magică care îl poate duce pe Sun oriunde în lume. Cu toate acestea, maimuțul este atât de trist încât nu este deloc entuziasmat să călătorească. Acum că toiagul său a fost distrus, el nu mai poate fi regele maimuță. Pentru a-și îndeplini marele vis, tânărul va trebui să găsească adevăratul sceptru de aur. Apoi creatura îi oferă un bilet magic pentru ca maimuța să poată călători în locul în care este ascunsă arma legendară. Ceea ce Sun nu știa este că regele taurului urmărește fiecare mișcare și intenționează să-l urmărească pentru a-i fura toiagul. În aceeași noapte, tânărul maimuțoi pătrunde într-o bibliotecă și se îndreaptă spre gară pentru a-și începe călătoria. După ce se cațără pe barba lungă a unui samurai, Sun se bazează pe ajutorul său pentru a ajunge la stație și înmânează angajatului biletul său de embarcare. După ce le interoghează, creatura misterioasă care se ascunde în întuneric îi pune ștampila pe bilet și declară că în momentul în care maimuța dorește să întrerupă călătoria, tot ce trebuie să facă este să rupă biletul și va fi trimisă înapoi acasă. Urcându-se în tren, Sun găsește un alt pasager la bord, dar descoperă curând că vehiculul respectiv este de fapt o rachetă și urmează să fie trimis la destinație printr-un zbor turbulent. Maimuța ajunge apoi într-un univers plin de cărți și este transportată într-una dintre acele povești. Când ajunge la destinație, Sun este abandonat de rachetă și cade pe un nor care îl poartă peste junglă. În prima sa călătorie în acest nou univers magic, maimuța este uimită pentru că nu a mai văzut niciodată ceva asemănător înainte. Când ajunge la un copac mare, norul îl părăsește pe Sun și cade în mijlocul pădurii, care este urmărit de plante carnivore uriașe. Pentru a evita să fie înghițit, maimuța sare de pe o stâncă și cade peste o pasăre, care decide să-i ofere o călătorie. Pe parcurs, maimuța zărește un babuin și dintr-un motiv oarecare, animalul este foarte fericit să-l vadă. Câteva secunde mai târziu, Sun cade din nou și alunecă printre copaci până ajunge la o cascadă. Când în cele din urmă ajunge pe uscat, maimuța întâlnește o altă maimuță mare și roșiatică și se prezintă drept viitorul rege maimuță. Pentru a-și atinge scopul, tot ce trebuie să facă este să-și găsească toiagul de aur. Auzi acest lucru, primata susține că el este adevăratul rege maimuță și spune că numele lui este Sun Wukong. În acel moment, maimuța îl privește cu prudență și caută în urechea sa toiagul de aur. Când nu-l găsește, acesta ajunge la concluzia că maimuța a inventat povestea. Pentru a dovedi că spune adevărul, Wukong decide să arate marele toiag și îl scoate din urechea sa. Creatura este capabilă să schimbe mărimea armei după cum dorește și în acel moment Sun își dă seama că acesta este cu adevărat regele maimuță. Maimuța roagă apoi pe Wukong să-i împrumute toiagul de aur pentru a arăta oamenilor din oraș, dar regele refuză să-i ofere maimuței arma sa magică. În schimb, îl invită să fie ucenicul său, deoarece aceasta este singura modalitate de a obține toiagul. Sun decide să accepte invitația și o însoțește pe maimuță la casa ei. Ajuns acolo, zărește tronul regelui și se grăbește să se așeze pe el. Apoi găsește un cazan de alchimie și decide să-l aprindă pentru a vedea cum funcționează. Exact atunci, regele maimuță se trezește și se duce să-l oprească pe tânărul său ucenic să provoace
face un accident. Sun continuă să insiste să ia Toyagol, dar Wukong spune că Toyagol de aur poate fi manevrat doar de marii maestri Kung Fu. Prin urmare, dacă vrea să-l folosească, maimuța va trebui să se antreneze în artele marțiale și să devină un războinic foarte bun. Pentru a ajunge la locul de antrenament, regele maimuță se urcă pe un nor numit Kambahota, iar Sun trebuie să se cațere pe lianele copacului pentru a ține pasul cu el. Regele arată apoi tehnica sa de control al apei, dar maimuța nu este încă pregătită să învețe ceva atât de avansat. Prin urmare, prima sa lecție va fi să practice câteva lovituri pe o stâncă mare. Pe măsură ce trec zilele, Sun dedică tot mai mult antrenamentului, dar nu reușește să facă niciun progres semnificativ în abilitățile sale. Cu toate acestea, maimuța nu renunță, iar Wukong este impresionată de perseverența și voința sa. Într-o zi, în timp ce culege piersici, maimuța zărește un fruct foarte copt într-un copac și decide să se arunce să-l ia. Cu toate acestea, nu trece mult timp până când descoperă că acela este fundul babuinului pe care l-a văzut în ziua sosirii sale în pădure. Când îl zărește din nou pe Sun, creatura se îndrăgostește de el și cei doi petrec întreaga zi împreună. După câteva ore, Wukong pregătește cina și începe să-și facă griji pentru ucenicul său care lipsește de dimineață de vreme. Apoi decide să iasă și să-l caute. După ce a petrecut întreaga zi încercând să scape, Sun este epuizat și adorme. Apoi când îl găsește, stăpânul său începe să bănuiască că maimuța este rănită, iar babuinul este nevoit să fugă pentru a nu fi eliminat. Apoi Sun este dus în peșteră, iar stăpânul său îi permite să se odihnească pe tronul său. A doua zi dimineața, rutina intensă de antrenament continuă. Wukong își supune ucenicul la diferite provocări, care îl ajută să-și dezvolte puterea, rezistența și reflexele. Pe măsură ce trece timpul, Sun devine un mare luptător, cu o forță și o viteză dincolo de ceea ce este obișnuit, lăsându-și chiar și stăpânul impresionat. Mândru de performanța elevului său, regele maimuță îl provoacă la un duel, iar Sun reușește să-și atingă scopul de a lua toiagul de aur. După ce se odihnește, așa cum obișnuiește, el pleacă de acasă să adune provizii, dar în acea zi întâlnește un bărbat necunoscut pe drum. Sun este intrigat de felul în care omul folosește vopseaua pentru a-și realiza pictura, dar este impresionat de rezultatul final. Artistul dezvăluie apoi că a observat-o pe maimuță în timp ce se antrena cu Wukong și afirmă că Sun nu va fi niciodată un rege maimuță fără sceptrul de aur. Maimuța albastră crede că Wukong îi va împrumuta bastonul când va deveni maestru în Kung Fu, dar pictorul afirmă că acest lucru nu se va întâmpla niciodată, deoarece arma respectivă este cel mai prețios obiect pe care regele maimuță îl deține. Convins că va trebui să obțină singur sceptrul de aur în acea noapte, după cină, Sun așteaptă ca stăpânul său să adoarmă pentru a fura obiectul din urechea acestuia. După ce reușește, el fuge în pădure și își promite că va păstra bastonul doar pentru o zi. Dorința sa este să-l folosească pentru a demonstra locuitorilor orașului că el este adevăratul rege maimuță, iar când Wukong se trezește a doua zi dimineață, arma sa magică se află din nou în posesia sa. Cu toate acestea, planurile lui încep să se destrame atunci când pictorul pe care l-a întâlnit dimineața apare în calea sa și își dezvăluie adevărata formă. De fapt, creatura este regele Taur Demon, care intenționează doar să-l folosească pe Sun pentru a-i fura stăpânului său Toyagol. Astfel, monstrul ar putea intra în posesia armei magice și ar putea să o folosească împotriva celui mai mare dușman al său. Sun încearcă să oprească demonul să ia sceptrul, dar este lovit și aruncat deoparte. Cu toate acestea, spre surprinderea taurului, Toyagol de aur refuză să-l asculte și devine o armă inutilă în mâinile sale. Prin urmare, acesta decide să sigileze Toyagol. Astfel, nici el, nici maimuța nu vor putea să-l folosească. Când își dă seama de greșeala enormă pe care a făcut-o, Sun începe să plângă și își dorește să se întoarcă acasă. În momentul în care lacrimile sale ating biletul, el este teleportat înapoi în bibliotecă și merge să le povestească prietenilor despre aventura sa. Maimuța le cere ajutorul pentru a recupera Toyagol de aur, care a fost furat de regele Taur Demon, dar nimeni nu-l crede. Așadar, următoarea misiune a lui Sun este să găsească enciclopedia pentru a obține un alt bilet, astfel încât să poată face o nouă călătorie spre vest pentru a încerca să recupereze bastonul. Deși nu este convinsă de povestea prietenului ei, Kiki decide să-l ajute în misiunea sa și distrag pasnicul pentru ca să o lovească. Ajuns la bibliotecă, cei doi scotocesc fiecare raft de cărți până găsesc cartea pe care o caută. După ce obțin biletele de care au nevoie, cei doi se îndreaptă către gară. Între timp, regele Taur se îndreaptă spre peștera unde locuiește adversarul său cu scopul de a-l detrona. Cu toate acestea, regele maimuță nu arată prea mult interes pentru această luptă și se plictisește, deoarece de fiecare dată când a luptat cu taurul, Wukong a reușit să câștige bătălia. Așadar, maimuța decide să se întoarcă acasă, dar dușmanul său reușește să invadeze locul și începe să distrugă totul în jurul său. Realizând că adversarul său nu se va da bătut până când nu obține o luptă, Wukong decide să atragă creatura afară pentru a preveni distrugerea întregii peșteri. Exact atunci, Sun și Kiki ajung în pădure și începe bătălia dintre cei doi regi. În ciuda faptului că taurul este mult mai mare decât maimuța, regele Taur începe în dezavantaj și primește mai multe lovituri de la adversarul său.
său. Furios, el decide să-și folosească întreaga putere pentru a controla rocile din jur și să le folosească împotriva lui Wukong. Regele reușește să le evite pe fiecare dintre ele, dar în cele din urmă primește prima lovitură și decide să folosească sceptrul său de aur pentru a ajuta în acea luptă. Wukong descoperă apoi că sceptrul său lipsește și intră în șoc. Taurul profită de acest moment și îl atacă, reușind să își lovească de mai multe ori inamicul, în timp ce primata se recuperează după numeroasele lovituri primate. Demonul Taur își folosește magia pentru a invoca puterea ceror și formează un fulger puternic asupra adversarului său. În acel moment, întreaga sa armată intră în luptă și Wukong este sfărmat de sute de adversari. Acum că gloriosul rege maimuță nu mai poate sta în picioare, regele Taur nu ratează ocazia de a-l ironiza și profită de ocazie pentru a-l umili pentru performanța sa slabă în luptă. Brusc, Sun se apropie și-l atacă pe inamic, dar este ușor învins de acesta. Tânărul ucenic apare în fața stăpânului său, care este extrem dezamăgit când află că Sun a fost cel care i-a furat sceptrul. După dezvăluirea adevărului, regele Taur o atacă pe maimuța albastră și o aruncă într-un lac. Văzându-și prietenul necaz, Kiki îi sare imediat în ajutor și reușește să evite atacurile taurilor, care încearcă să oprească sau salveze pe Sun. Când maimuța se trezește, fata încearcă să-l liniștească și îi spune că îl va ajuta să-și recupereze sceptrul. Între timp, regele Taur este deja înapoi acasă, în interiorul unui vulcan, iar Wukong este ținut într-o cușcă. Maimuța este mâhnită când se gândește că a fost trădată de ucenicul său și nu poate să nu-și amintească de frumoasele amintiri ale vremurilor în care au trăit împreună. Pentru a ajunge la vulcan, Sun îi cere ajutorul lui Kambahota și al babuinului pe care l-a întâlnit în pădure. Împreună urcă pe munte și pătrund în peșteră pentru a-l găsi pe Wukong. Babuinul încearcă să-i însoțească, dar culoarul este prea mic pentru a trece, astfel încât creatura trebuie să-i aștepte în afara peșterii pe prietenii săi. După ce traversează un pod de piatră sumbru, trioul ajunge la ascunzătoarea taurilor și Sun este prins de unul dintre gardieni, dar Kiki reușește să scape de el. Animalul cade din cauza loviturii, dar când își revine, îi avertizează pe toți membrii săi că sunt în pericol. Babuinul se luptă să treacă prin pasaj și în cele din urmă reușește să intre în peșteră. În timp ce soldații regelui Taur încercuiesc intruși, unul dintre servitorii săi se duce să-l avertizeze despre invazie, iar creatura este furioasă că este întreruptă în timpul momentului său artistic. Sun și Kiki sunt pe cale să fie capturați, dar apare babânul și elimină trupele inamice. Cu toate acestea, în timpul luptei, regele Taur apare și reușește ușor să învingă primatele. În acel moment, Kiki cer lui Sun să meargă să recupereze sceptrul, în timp ce ea încearcă să țină pe loc soldații. Maimuța sare apoi în piscina de lavă și cere ajutorul lui Kambahota pentru a zbura spre sceptrul de aur. După ce înlătură sigilul, Sun folosește toată puterea sa pentru a smulge arma care era incorporată într-o stâncă. În acel moment, peștera începe să se dezintegreze, iar Kiki își folosește biciul pentru a-l trage pe prietenul ei în sus. În caz contrar, el ar fi fost înghițit de flăcări. Exact când părea în siguranță, unul dintre tau reușește să o prindă pe Kiki în timpul căderii și o trage în jos. Cu viața în pericol, creatura strigă după ajutor de la stăpânul său și îl roagă să o salveze, dar regele Taur o ignoră. Pentru a-l împiedica și pe Sun să cadă în lavă, Kiki decide să-l lase și să se sacrifice pentru ca prietenul său să-și împlinească misiunea. După pierderea celei mai bune prietene, tânăra maimuță se înfurie și atacă taurul uriaș cu toată furia sa. Sun își folosește toiagul pentru a lovi dușmanul în cap, dar reușește doar să-l înfurie și mai mult. Monstrul aruncă apoi în peretele de stâncă și începe să lovească puternic, deschizând un crater acolo. Totuși, Sun reușește să supraviețuiască, dar este pe cale să fie zdrobit. Între timp, Wukong rămâne prins în cușcă, dar în timp ce își vede ucenicul eliminat de cel mai mare dușman, regele maimuță este cuprins de furie și reușește să se elibereze. Apoi, chiar în momentul în care Sun este pe cale să primească lovitura finală, Wukong apare să-l ajute și blochează atacul taurului demon. Proiectând un scut pentru a-l proteja, marele rege îi înmânează toiacul său de aur lui Sun și apoi îl aruncă pe taur departe. În acel moment, Kiki apare că l-are pe Kambahota și Sun se simte ușurat să afle că prietena sa a reușit să supraviețuiască căderii, fiind salvată de dor înainte să cadă în lavă. Brusc, o furtună puternică se apropie de munte, iar regele Taur își recapătă puterea. El își folosește puterile pentru a controla fulgerul și aruncă o sferă de energie către dușmanii săi. Pentru a-și proteja grupul, Sun intenționează să se sacrifice și sare în direcția fulgerului, dar maestrul său decide să-l salveze și este lovit în locul lui. Wukong este pe care să devină victima unui alt atac, dar de data aceasta Sun este lovit și regele Taur reușește în cele din urmă să scape de cele două maimuțe odată. După ce este lovit, Sun cade în bazinul de foc împreună cu taiacul de aur și în timp ce este inconștient are o viziune. El se întâlnește din nou cu fostul său maestru, care sfătuiește să nu renunțe înainte de a-și îndeplini misiunea. În acest moment, maimuța reușește să activeze puterea toiagului de aur și devine cu un adevărat rege maimuță. Cu corpul în flăcări, îl atacă pe regele Taur cu bastonul său și îl face să se
simt amenințat. Astfel, creatura aruncă o altă sferă de energie în direcția lui Sun, dar de data aceasta maimuța tânără reușește să blocheze atacul. Când își dă seama că micile fulgere nu sunt potrivite pentru acel războinic puternic, taurul demon construiește un scut de energie pentru a se proteja. Cu toate acestea, Sun reușește să-și facă toiagul de aur să crească și să distrugă scutul inamicilor săi. După ce scutul este distrus, taurul este lovit și devine incapabil să se apere de atacurile maimuței tinere. După ce lovește de 10 de ori, Sun își încheie atacul, iar regele este nevoit să accepte înfrângerea, deoarece nu mai are puterea să continue lupta. Recunoscător că a fost salvat, Wukong îi împrumută toiacul său de aur lui Sun pentru a arăta tuturor că este un adevărat rege maimuță. Entuziasmat de ideea de a le dovedi prietenilor săi că a avut dreptate în tot acest timp, maimuța se grăbește să se întoarcă acasă, dar Wukong îi reamintește că va trebui să returneze toiacul a doua zi. Înainte de a pleca, Sun și-a rămas bun de la maestrul său și de la noi prieteni pe care i-a făcut în acel univers, apoi el și prietena sa își rup biletele și sunt trimiși înapoi acasă.